parte, sunt egalitate într-o proporție, așa, egal cu altă valoare, un alt raport care se poate adăuga, suma numărătorilor pe suma numitorilor. Deci, de acolo se pot obține o serie de rapoarte care pot să fie aici, să spunem, semne sau întrebări ale problemelor, puncte care trebuie să rezolvate. Asta să vezi, vei vedea și la punctul 7 și la punctul 8 și așa mai departe. Trebuie să-ți clarifici, să înțelegi așa. Când am zis triunghiurile sunt asemenea, am niște motive. Într-unul din cazuri. Și pe urmă scriu și celelalte asemănări care urmează. Și șirul de... și proporția care mai trebuie adăugată. Dacă am două unghiuri, scriu rapid proporția, ce e între laturi. Și de acolo văd ce se dă în problemă și ce trebuie să găsesc, ce latură voi găsi. Sunt aceste probleme, aș vrea să încerci să le faci, că cu cât vei încerca mai mult, cu atât înseamnă că te vei pune la punct și vei reuși să faci activitatea asta, să rezolvi mai multe probleme. Aici le ai pe toate, nu? Da. O, trebuie să ne apucăm să rezolvăm, să muncim un pic. Că ai evitat capitolul ăsta. L-ai evitat cu bună știință. Da. Însă nu știu. Cel mai ușor răspuns, nu știu. Dar ai cum ți-ai dat seama că puteai să știi? Dacă autorul te pregătește cu aceste rezultate, el nu-ți dă demonstrațiile, dar el ți le dă ca rezultate. Cazuri de asemănare, cazurile, teorema bisectoare, teorema... Și acestea sunt folosite în problemă. Acum tu nu știi ce să faci. Le înveți mecanic, le înveți, nu știu unde să le aplic, ce să fac, însă ai descoperit că dacă le luam cu atenție așa la mână, reușeam să le înțelegem mai bine, da? Câte ceasul? Este 5. 5. Eu zic să ne oprim aici, să spunem prietenilor noștri că din nou am parcurs o lecție interesantă. Nu mai insist asupra sinteze, că ai văzut, am făcut-o. Sunt lucrurile acestea interesante, paralela între cazul de asemănare, cazul de asemănare, de egalitatea Egal. tău triunghiului, Congruență. congruența triunghiilor, și asta înseamnă că tu ai înțeles cazurile de congruență sunt un caz particular a asemănării. Deci asemănarea e un cadru mai larg. Iar când rapoartele și au valoarea 1, înseamnă că te duci spre egalitate. Deci, dragilor, ne oprim aici. Hai să spunem, ne strângem rândurile, recapitulăm, ne ținem în priză. Văd că trebuie să muncim din ce în ce mai mult, trebuie să înțelegem că fiecare oră care va urma, și ai șansa foarte mare, crede-mă, că aici am și predat. Și am făcut o variantă aceea în care eu nu știam chestiunile acelea. Și atunci am deschis cartea și citeam teorema, făceam toată chestia și pe urmă treceam la rezolvarea problemei sine. Deci clasa 8-a este făcută în varianta în care profesorul nu știe, în varianta în care elevul face pașii atent și știi când stivă trebuie luate lecții de jos în sus. Da. Da? Așa veți face. Așadar, dragilor, la revedere pe duminica viitoare cu probleme de asemănare. Da? La revedere. Pe curând.